un tip se duce la șeful lui, la servici. Ce șeful nu se supăra, și că lucrez pentru 5-10 ani, am fost un angajat fidel, da, și nu se mai poate. Am o criză, îi gele, bă, îi greu. Am zis ceva ce nu trebuia? Ce bă, e criză, e nasol, ce trebuie să faci o mărire de salar, că altfel nu mai are șmecherea. Ce bine, mă, copilule, zice, îți fac o mărire de salar, dar care e șpilul, care e șpilul? Și uite care e situația, zice, mă caută o grămadă de companii, mă caută, și eu am zis că ce e cel mai corect, să vin la tine, să-ți spun că mă caută și dacă vrei să-mi faci mărire de salar, bine, dacă nu, asta e. Mă, nu, zice, stai un pic. Ești la mine în firmă de cel puțin 10 ani, ai fost un angajat fidel, ai ținut întotdeauna cu firma asta, și uite, ca să fim ok, să fie treaba bună, îți fac o mărire de salar de 10% și îți mai dau încă 5 zile la concediu. E bine? Păi domn, zice, foarte bine, trăiască șeful. Și dă ăla să plece. La un moment dat, șeful întreabă, zice, da, auzi, dar totuși spune-mi și mie, ce companii te caută? Păi ce cum, ăia de la Renel, ăia de la E.ON Gaz. În fața unei grădinițe stătea un grăsăloi, așa, un țăpănoc. Stătea în fața grădinițe și am un... Nu tu, mă! Alt gras, stătea în fața grădiniței. Și l-am dat pe la 3:30, 4:00 când ies copcii de la grădiniță. Nu știu care aveți copcii, dar să știți că pe la 3:30, 4:00 ies prunci de la grădiniță. Aia cu program suplimentar, aia ies la 12:00, care n-au... Așa, și ăștia pe la 3:30, așa ies prunci, nu știu ce, ăla tot acolo în fața grădiniță, tă fumată, nu știu. Și l-am dat vin eu, educatoarele, și ce, nu vă spărați. Așteptați un copil? La care stai și nu, doamnă, așa ies eu gras. Și o blondă se duce la bibliotecă. Și intră în bibliotecă, bibliotecara răsfea orice cărți acolo, se duce la bibliotecară și zice 2 hamburgeri, o părție de cartofi, pai și un cola. Se uită asta la ea, zice, tu ești tâmpită, tu ești, nu vezi că ești într-o bibliotecă aici? Se uită asta și în stânga, în dreapta, în față, în spate. Și mă scuzați. 2 porții de cartofi. 2 bețivani ies din cârciumă, muți de băieți, amândoi. Pf. Și la un dat pe partea cealaltă a drumului, un câine se linge la pulă, dar își trăjea ăsta niște limbi, mă, pai de mie, mă. Dar știi cum? Ghele grele, ghele grele, ghele. Și la un dat se uită ăsta, bat, țapă, așa, și uite-te, mă, la el, mă, uite-te cât e de mai. Zice, mă, uite cum, mă, zice, toată viața, dar toată viața mea mi-am dorit să fac așa, ca ăla. La care ălălalt tu scoate și-o un biscuite din buzunar. Și îi dai biscuitele ăsta, poate te lasă. Intră unul în bar. Barul gol, nimeni. Puș gol, gol-goluț. Barmanul spăla niște pahare, că futea noroc acolo. Mă, și intră ăsta în bar. Ăsta nu era tare cu tăcea ca să așa și îți bagă și un cicior în lontru. Și îl vede pe barman. Barmanul zice, aoleo. Și vă servesc cu ceva? La care ăsta zice, nieee. Încum. Încum. Și ăla și paralizează cu parul mână, zice, ai de bula mea, ai de mie, măi, omule, bun, zice, stai un pic acolo jos, zice, stai un pic acolo jos, zice, că o rezolvăm noi oricum, facem cumva să fie bine. Cheamă pe șeful, șeful, vine ăla din spate, zice, ce urli, mă, ca un dubi, ce-i bai, mă, zice, fii atent, uite-ți la ăsta. E șeful, zice, ce vrei, mă? Ta-vrutum! 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 Ta-vr
Și șef, nu m-am chic, stai acolo, că zice, o facem noi cumva să rezolvăm, dă-o dracu, să vedem noi cu ce pula mea, aflăm. Și îl sună pe Văsălica, ăsta era în spate, ducea niște lăzi, îl sună și, bă, hai repede încoace, că e bine, vine Văsălica și ăsta era mai rău, ăsta era bun la tăce, era până pe acolo, ducea lăzi, învârcea tot felul de pula. Și vine Văsălica, cheful. Ce mai vezi, ce-i trebuie la pula asta? Era și arogant așa, și pe lângă... Ce vrei? Ăla începe inevitabil. La care ăla zice, n-avem! Să ia la ampulă să duce. Am o barmanul cu șeful, muț amândoi paralizați. Și mai e mie. Măi Văsălică. Măi Văsălică. Ce i-o trebuie la omul celălalt, mă? Te rog, eu spune, mă, ce i-o trebuie? Un pluton. Să duce unul la... Am că l-am văzut pe colegul cu ăsta cu luna întreagă aici. Să duce unul la doctor, la frizer. Și ăsta avea trei fire în cap. Așa, erau trei floci așa. Și zice că trebuie să te rog frumos ce fă așa cu cărare pe mijloc. Ăla și paralizează, zice, cum să vă fac? Ce cu cărare așa pe mijloc, vă rog? Mă bine, zice, așezați-vă, îl pune pe ăsta, pe scăunel. Și începe ăsta. Pula mea. Și am cu... cela cu cheptănucul și cu hopcic și rămâne cu un floc în mână. Ai, e mie, zice, mă scuzați, dar zice, s-o rupt în pula ghițului, n-am ce să facem. Dar bine, zice, n-am, fă-mi-l așa pe parte, zice, în pula calului, fă-mi-l pe parte, nu, am un ce mai enervat. Bine, începe ăsta, tătăl, mângâie, pula mea, zice, așa, e bine așa, vă place? Ce da, dar zice, fă-l un pic așa, zice, și cu ăsta, cu fenul, dă-mi-l un pic cu fenul și fă-l cu futaia de pere să fie așa și la perea și cu grijă așa maximă și cu fenul pe partea alaltă și, și mai rupe un fir. Vai, e pula mea, și s-a mai rupt un fir, ziceam, no, ăsta disperat, zice, no, am ce să facă, lasă-l așa, vă-l voi în pula calului. Se duce unul bat la frizer. Și zice că tă frizer barberește-mă. Ce, alo, domnul, zice, ca să vă barberezi trebuie să țineți barba sus, da? Da, da, da. Domnul zice, țineți în paștele, mă, zic, barba sus, că nu pot să vă barbere. Da, 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 da. Domnul zice, vă rog eu frumos, țineți bară, nu pot să vă barberez, că... Da? A, bine, atunci atunde, mă.